Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-o ediție precedentă v-am invitat să-l cunoașteți pe Tudor Lacatoș, alias Elvis Romano. Ne povestea cum a început el să cânte rock and roll și cum s-a îndrăgostit iremediabil de muzica lui Elvis Presley. După ce am ascultat improvizațiile și muzica energică, i-am spus că este un bun ambasador al etniei romilor printre majoritarii din toată Europa. Prin muzica cântată împreună cu prieteni buni, Stelian Frunză, lăutar din Buzău, și Sean Williams, alias Jean Americanul, cum îl strigă prietenii Mike Hasley, etnomuzicolog pasionat venit tocmai din America de aproximativ 10 ani, Elvis Romano din Șomcuta Mare, județul Maramureș, alături de Rock and Roll Band, poate încălzi sufletele, poate relaxa spectatorii și prejudecățile se pot topi în tumultul dansului. Vă propun să ascultați povești de viață și muzică bună care să vă bine dispună și să vă incite la dans. Să înceapă muzica! Eu sunt a șasea generație de lăutari, bunicii, străbunicii mei. Străbunicii au cântat la cobză, țambală. Deci eu am crescut cu instrumentele în casă sau, pot să spun și mai așa, un termen mai frumos, m-am născut cu ele în casă. Pentru că erau moștenite de la bunicii. Bine că n-am putut să învăț la cobză sau la țambal pentru că nu prea mă plăceau. Prima dată am cântat la chitară, ceea ce, nu știu, poate mi se pare anormal că acum când la orgă și acordeon, instrumentele de, adică am început cu altceva și prestez în alte instrumente. Și să zic că am început să cânt de la o vârstă foarte fragedă. Țin minte, îmi punea un unchi de-al meu de la țară când venea la muncă la Buzău, îmi punea acordeonul în pat. Eu, copil micuț, nu puteai să ții acordeon. Era acordeonul mai mare ca mine, vă dați seama. Și mă punea, uite, fă aici, dege. Și am început, bă, au ce frumos sună. Alea, prindeam repede. Profesor n-am avut, am învățat singur. Ce deci, familia ta, la ce mai cântă? Tatăl meu cântă la acordeon. Mai am normal suntem patru frați, dintre care cântăm doar trei. Ceilalți cântă la orgă și acordeon, mai am un frate mai mare care cântă la chitară. Deci avem o formație în familie, cum s-ar spune. Dar acum colaborăm cu mai mulți colegi de breazlă din Buzău. Mai colaborăm cu Tudor, cu Sean. Nadara, nadara, era de la nadara, 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 adi la nadara,
fost vreodată și discriminat așa sau n-au apreciat imaginea de Elvis? Să știți că discriminarea mocnește într-o seamă de oameni. În continuare? Da, nu, n-am câștigat nimic în România așa de vreo 20 ceva de ani de la Revoluție. Trebuie să te zbați. Eu m-am zbătut și tocmai așa de sus să... trebuia să cânt și eu pe cineva de la noi din țară. Dar dacă sistemul a căzut, șlagăre în devenire. Am fost ăla. Iubesc și am iubit artiștii noștri de valoare al muzicii ușoare și ai lăutărie și tot. Am zis, măi, eu trebuie să cânt Elvis. De ce? Ca să nu mai zică când mă duc eu la baluri, la cântat. Cine cântă? Că n-am avut un nume. Băiatul ăla care cântă ca și Elvis. Ca și Elvis. Tudor Țiganu. Pentru că mă cheamă Tudor. Numele meu este scris în istoria asta și în istoria celților și înseamnă lucru mare. Și am zis, măi, Tudor și Tudor și dreapta și stânga. Tudor și mai cum? Tudor Locotoș, adică, sau Lăcătoș. Mm-hmm. Și eu am, la 18 ani, eu am decis să-mi schimb numele de familie. Tata m-a gâtuit pentru asta. Păi ce ești nebun? Eu m-am dus la secretar jos la noi în centru, pentru că stau într-o comunitate la 3-4 km de autorități. Primărie, da. Așa? Și m-am dus acolo, a zis, domnul secretar, eu vreau să... Eu când am terminat școala de artă, canto, și să am noroc pe scenă și să am succes și nu vreau să fiu numit Locotoș sau Lăcătuș, nu știu ungurește bine, eu vreau să fiu român. Păi ce nume ai vrea tu să ai ca să... Dar în sufletul meu adânc acolo, n-am vrut să iau Popescu, Ionescu sau știu cum. Am zis Roman. N-am vrut să fug departe de ceea ce sunt. Roman Tudor. A apărut un monitor oficial la vreo câteva luni și i-a spus la tata să vine să semneze, să-mi schimb buletinul și el. Ce vorbești? N-a mai fost nicăieri și mama a plâns și orice a fi cu tine, tu nu mai ești al nostru și nu mi-a dat voie. Astăzi am revelația, satisfacția și sunt Elvis Romano. Sunt și Elvis și Roman, dar Tudor este numele meu. Și fac câte ori mai strânge. Și e
Am tras mult, am avut șansa să cunosc viața adevărată, să, cu greu, să fii miner, să lucri la 150 de metri, 100 de metri în altă tensiune, să lucri în adâncime la 100 de metri, la rocoman, la pilier, la mașină de perforat, la minereu. Asta am fost eu, cu lemnul, parchet, chestii, scândură, securi. De toate, eu nu am crescut pe scenă. Ați încercat toate meserile, doar ca să am, fie ca bine. Să supraviețuiesc. Deci nu neapărat să fiu Elvis sau să cânt. Sau... Cu toate că acolo, în inima mea, adânc, știam eu că eu pot să fac ceva mai mult decât să aduc o pâine și să fiu un simplu muncitor. Dar mesajul meu este la toți semenii noștri, nu neapărat să fii artist. De ce nu? Dar să fie oameni, să te ducă la servici, să fie angajat, să facă școală, că dacă n-are școală, n-are nimic. N-are nimic. Să fie demn de ceea ce sunt, poate să ajungă mai mult decât Elvis Presley, oricine în lumea asta, în țara asta și eretia mea, sau cântăresc de valoare. Și muzica pe mulți i-a pus pe picioare, pur și simplu. Eu am îndrăznit să mă leg de Elvis Presley. De ce? Pentru că și el a fost rom. Asta m-a aflat târziu. Mi-a dat putere foarte mult domnul Gheorghe Sarău, profesorul nostru de limba romilor, așa, inspector la Ministerul Educației. Dar cum ați aflat de Elvis, că este de etnie romanică? Mi-au spus mulți, nu am vrut să cred, nu am crezut, foarte mulți lideri din mișcarea romilor. Am mai uitat pe net și așa mai departe. Domnul profesor Sarău a spus, măi, nu mai cântam, măi, la un curs, a zis... Cântam eu în engleză, în engleză și... Măi, nu mai cântam limba aia în engleză, că nu pronunț corect, știi, te nebă. A, că ați făcut și cursurile de limba romanie. Da, am făcut foarte multe cursuri de limba romanie, am fost, m-a ajutat foarte mult de un profesor.
ce ați reușit să faceți acolo în zonă? Învățați și copiii să cânte? Sau? Eu mai aștept un pic să se sature de alte genuri de muzică. Mie mi-ar place să nu mai aibă curent electric cum am avut eu. Să vin înapoi la roata căruței. Da, e posibil să învățăm pe mulți. Am mulți copii care vor să vină să cânte ca și mine, dar am spus, nu se poate. Nu, să înveți chitară, poți măcar să cântați, nu, puteți, nu poți să cânti, am spus clar, în engleză, dacă tu nu știi românește. Prima treabă trebuie să te duci la școală, să înveți, să știi să scrii limba română, să citești, să poți vorbi și apoi mergem la limba engleză, englezește, și atunci te învăț rock and roll. Ei, muzică, dar un chitarist trebuie să fie și solist. Vor să cânte vocal. N-are cum dacă nu știe românește. Și am zis, bă, asta este o chestie care poți să-i motivezi pe copii să învețe, mă, limba română, mă, că asta e țara noastră, nu este a lui nu știu cui. De, trebuie să învățăm limba română. Și atunci, în momentul când știi românește, știi să scrii, să citești, mergem la engleză, mergem și mergem și la cântat. Ați încercat să îmbunătățiți și viața comunității din care... Absolut, este targetul meu. Deci eu, noua generație, programele care le fac cu norvegieni, eu am cântat foarte mult în Norvegia pentru trilulele și surcele și așa mai departe, am adus norvegienii la mine acasă să vadă că un pix a fost, am spus, un pix dacă îmi dai, este ceva. Să duc la copii, la școală, acolo la mine. E mare lucru. Pentru că n-au. Sau n-au timp, sau n-au de unde. Sunt desculți, sunt vai de capul lor. Copiii de rom nu sunt puturoși. Da, o să-i amăput. O să-i spălăm, Doamne, ajută-ne să-i spălăm. Că așa zice sistemul. Hai mă să-i spălăm. Hai mă să le facem, să le dăm, că să le creăm condiții. Am after school-ul meu. Am două săli de clase. În urmă cu 5 ani, niște prieteni de-a mei din Oslo au construit o casă eco din balos de paie, la care... Să fie un prototip să vadă țigare, să-și facă case mai economice. Am zis, măi, dar și asta costă bani. Ei oricum își fac cu mânuțele lor. Din luci și așa mai departe. Și asta costă, nu știu, 3, 4, 5 mii de euro. Ok?
Și aia am transformat-o în tot felul de activități, e deschisă copilul. Mă, aici avem niște calculatoare, am primit niște calculatoare second hand. Haideți să vedeți și vă cine e aia la calculator. Aici cântăm, aici facem școală. De ziua de astăzi, de 5 ani de zile, eu primesc bănuți direct. Pentru că am cerut. Am o asociație, se numește Veste Roma. Am cerut. Ești la început de drum, e organizație tânără, fără capital, le pare foarte repede, ai venit prea târziu. Lollipop, I love you, I love you.
cine cântați la București când veniți să-i faceți o mică prezentare? Cum eu ați am ajuns cântat să vă de când mă știu. Doar pe scenă vreau să fiu. Am cântat cu Tarafu Cleante, am cântat cu toți lăutarii, am cântat cu Mama Naibii în țările străine. Am pus jos anul trecut, n-am mai vrut să cânt. Am cântat cu Nike Losers, colaborări cu tot felul de orchestre. M-am întâlnit cu o persoană, un american, un băiat, Sean Williams, m-a surprins plăcut. Vrea să învețe limba românii. Îi pasă de etnia asta, de cultura asta. Îi pasă. Și zic, băia, vină în coace. Te ajut și eu cu ce pot. A fost la mine, la after school. A predat câteva ore acolo la copii alt stil al lui. Cântă. Să vă spune el. Apreciez foarte mult. Iubește muzica românească, muzica lătărească. Iubește țigane, iubește lumea. Deci, pentru el nu există... Ce înseamnă discriminare, mă? El nu crede în așa ceva. Nu se poate. Păi atunci de-abia numai dacă dăm înapoi fila și să mergem la ce s-a întâmplat în America cu negrii. Dar poate că cu noi a fost și mai rău. Că am fost zdrobiți de multe ori, nu odată. De multe ori. Istoria. Ți-am cântat de când mă știu. Pe scenă vreau să fiu să înveți să cânti la țambal? Am învățat înainte la acordeon, începând cu când aveam 20 de ani, cred, am început cu acordeon. Singur am învățat și după aia am găsit un profesor, un neamț, care a stat la noi la Michigan, unde am trăit acolo și am învățat cu el valsuri, polca, chestiile astea. Nu muzică din Europa de Est sau ceva. Și am învățat muzică balcanică, cum se zice la noi, singur sau după înregistrări. Uh-huh. După aia, când am ascultat mai multă muzică lăutărească, am auzit un instrument care... Ce e asta? Pian? Chitară? Nu, e banjo? Ce este? Și că n-am... Bine, n-am știut... După sunet, este ceva... deosebit. Și când mă uitam la poze cu orchestre, am înțeles că asta e pianul aia care este desfăcut. Este țambal. Și am început să caut pe un profesor de țambal și am avut noroc să-l găsesc pe Nicolae Ferraru, care stă la Chicago, sau stătea la Chicago, acum e la București. Și el... De unde era el de aici, din România? De la București, din București de origine. Și el a fost în turneu cu Zamfir, cred, sau nu sunt sigur. Și a fugit în anii 80, în timpul turneului, când era la Detroit, și a rămas în America și până în ziua de azi a trăit la Chicago. Și am început să învăț cu el. N-aveam țambal. Și îți dai seama, fără instrument nu este posibil să înveți foarte mult, că nu poți să faci practica acasă. Și da, până la urmă am găsit și un instrument și asta era în 2006 am început la țambal. Și acum... Deci înainte să vin în România. Înainte să vin în România pentru prima dată. Da. 116 am avut în bar. Toate au purtat pantaloni de pușama. Și că una sigur aș mai vrea.
Elvis Romano, cum v-ați cunoscut? Cum ați ajuns împreună să cântați? L-am găsit pe net, pe Facebook. Nu-i așa? Da. Am văzut o filmare care au făcut
niște jurnaliști de la BBC, un filmuleț scurt pe net și mi s-a părut genial ce face el și se potrivește foarte bine cu ideea mea de cercetare și m-am gândit să-l găsesc. Și în 2014 am fost în Maramureș și l-am găsit pe Facebook, am scris un mesaj că sunt american, vreau să fac un interviu cu el și m-a invitat imediat la el și m-am dus cu autobuz la Șomcuta Mare și restul este, O poveste foarte frumoasă, care merită spusă. Unde ați cântat? Ce ați început să faceți, de fapt? Adică prin el ai vrut să înveți? N-a fost ideea să cânt cu el. Este, mi se pare, un vis. Că am venit să fac cercetare. N-am venit ca să cânt. Nu sunt lăutar, nu sunt profesionist. Am fost de mai multe ori deja la Șomcută. Am făcut și voluntariat acolo la after school, la el am predat engleză și bine, mi-a zis că vrea să vină la București să cânte, m-a rugat să organizez ceva. Și cunosc am un prieten care are un bar londofon în centru și l-am rugat să organizăm ceva și zic, pe bune, Elvis Romano, el e vedetă, pentru noi e o mare plăcere. Da, sigur, sigur, facem. Și a venit Tudor și după concertul l-am cunoscut pe Stelian Frunză, un lăutar din Buzău, care a fost în public pentru concertul ăsta. Și noi trei am plecat după concertul la un alt bar și am făcut un jam session. Și așa s-a început. A ieșit foarte bine, a fost energie interesantă și după aia am zis, hai să facem un proiect, așa, împreună, să facem ceva și... Păi, să fie cu succes. Da. Aveți un nume? Nu știu, Elvis Romano și Rock and Roll Band. Limba română, cât de ușor ți-a fost să înveți? Bine, cât de greu a fost. N-a fost ușor. Bine, orice limbă e grea dacă vreți să ajungeți la un nivel mai bun. Și limba română? Eu vorbesc ca un copil, poate. Nu, cu română am început în 2010. Am făcut un curs prin ICR, un curs de vară la Brașov. Și după aia, când am făcut masteratul tot la Indiana, acolo este o profesoară de limbă română din București de origine și am învățat cu ea, dar asta a fost mai mult gramatică, literatură și mai departe. Vorbind, am învățat mai mult aici, adică în ultimul an de când am venit la București, că trebuie să vorbesc în fiecare zi și mai ușor așa să vorbesc. Și cu romanii, bine, în romanii învăț cu Tudor și am făcut și un curs cu domnul Sărău la Costinești, un curs de vară și mai am de învățat. Până la urmă predai lucrarea și rămâi în România sau te mai întorci în America? Nu, încă nu mă gândesc de asta. În primul rând să termin cu cercetare, să termin cu diploma și vedem. Cu ceea ce știi tu, ceea ce încearcă Elvis și știindu-vă și cu Stelian, încercați un nou tip de muzică cumva? Sau încercați să schimbați ceva? Să aduceți stiluri diferite? Bine, noi trei toți aducem ceva
din experiența noastră la muzica aia și cred că ce iese nu este nici rock pur, nici muzică romanii din Ardeal, adică este un amestec nou și interesant și asta mie îmi place. Și ce face Elvis Romano este tot, e foarte greu să chiar să explic ce face el, că nu este un imitator de Elvis Presley, adică el face ceva original, are influență de la Elvis Presley, dar ce face el este deja un amestec de elemente foarte interesante. Mi se pare că ce face Elvis Romano e el aduce influență din muzică lăutărească, din muzică romanii, din experiența lui din familie, face un amestec cu rock and roll, de fapt cu rockabilly, că e mai mișcat așa decât a cântat Elvis Presley și mai e încă e influența, nu știu, muzicii manele și chestiile astea din anii 90. E foarte greu de explicat. Mai păi bine să ascultați și vedeți. Foarte bine. Păi atunci ascultăm. Sper că v-a plăcut ce ați aflat până acum, pentru că eu cred că muzica bună, care să vă facă să dansați, vă ajută și să trăiți mai veseli, ca să fie mai ușor. În continuare, vă invit să urmăriți o altă emisiune a redacției Alte Minorități, prezentată de colega mea, Nicoleta Epure, în care veți afla multe lucruri minunate și despre alte etnii din România, în afară de cea romă. Urmăriți Europolis, magazinul de reportaj dedicat minorităților naționale din România, o Europa în miniatură. La revedere! We'll be right back.